Termoelectrica solicită micșorarea tarifului pentru energia termică cu 15% și cu 8% pentru energia electrică începând cu 2024. O solicitare în acest sens a fost depusă la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de directorul interimar de la Termoelectrica, Iurie Razlovan. Ținând cont de noile reguli cu privire la metodologia de calcul a tarifelor și prețurilor aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în luna octombrie, curent, luând în calcul diminuarea prețului mediu ponderat al gazelor naturale prognozat pentru anul 2024 comparativ cu prețul gazelor naturale inclus în tariful existent, Termoelectrica s-a adresat către ANRE cu solicitarea de ajustare a tarifului pentru anul 2024. Conform cererii depuse la agenție, Termoelectrica cere un tarif de 2783 de lei per gigacalorie. Urmează ca ANRE să examineze demersul și să ia o decizie. În prezent, tariful la energia termică achitat de consumatorii din capitală este de 3267 de lei pentru o gigacalorie. Acesta a fost stabilit în luna iunie curent, atunci când prețul a scăzut cu 310 lei pentru o gigacalorie. De asemenea, tariful energiei electrice propuse de Termoelectrica a fost majorat cu 5 bani, de la 3,93 lei până la 3,98 lei pentru un kilowatt oră.